Curtea Constituțională va judeca pe data de 9 noiembrie sesizările privind cele trei legi ale justiției adoptate de Parlament, așa cum informează biroul de presă al CCR. Este vorba de legea privind organizarea judiciară, legea privind statutul judecătorilor și procurorilor și legea privind Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, promovate de către ministrul trădător Cătălin Predoiu și asumate de Coaliția de Guvernare. Dar haideți să vedem ce spune. Articolul 1 din Constituție. România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Forma de guvernământ a statului român este Republica. România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român. Și Idealurilor Revoluției din decembrie 1989 și sunt garantate. Statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor legislativă, executivă și judecătorească, în cadrul democrației constituționale. În România, respectarea Constituției a supremației sale și a legilor este obligatorie. Constituția României este fără precedent atacată în integritatea ei și implicit România și suveranitatea noastră ca popor. Un popor care nu este suveran în țara lui, încetează să mai existe și ca și consecință România dispare, pentru că nu e așa România nu poate exista fără români. Nu putem sta cu mâinile în sân în fața înaltei trădări naționale de anulare a constituției și a deciziilor Curții Constituționale. Sunt Patrick Matiș de la revista România Culturală. M-am alăturat mișcării civice de susținere a Constituției și suveranității României. Alătură-te și tu!